Da, suntem din nou la baracă. Iară. Condiții de... Încă o dată. De front. Din nou. Ceea ce e normal, pentru că frontul se mișcă. Și frontul duce după el sistemele astea de dialog. Vrând nevrând, iară, întâi să-i salutăm pe telespectatori. Bun regăsit, bun regăsit, Marianile, scriitor. Bine te revăd, Ali. Iară, vreau să te provoc, să te întreb, apare din nou oarecum numele lui Andrei Marga, dar într-un alt context, mi se pare, așa, parcă strigător la cer. Ei. Numele lui apare pe un site, se zice foarte apropiat de SBU, Serviciile Secrete Ucrainiene, pe lista neagră. Pe aceeași listă apărea și domnișoara Dughină, iar în dreptul ei scrie caz rezolvat. Pe aceeași listă apare și al nostru Andrei Marga, fost ministru de externe, fost ministru al învățământului, unul dintre greii filozofiei române, să spunem. Nu există o replică, o poziție a autorităților române. Deci un cetățean român, fie el și Marga, este amenințat practic cu moartea de către niște indivizi din altă țară. Fie ei de la... Bine, Alin, sunt ăștia care fac analize și declarațiile lui Marga cu vârful care l-a produs. Eu cred că ăștia au citit numai vâlva și nu declarațiile. Până la urmă, și dacă ar fi declarat orice, cum îți permiți tu, fie și Serviciul Secret Ucrainean, să ameninți și să pui pe liste ale morții un cetățean din altă țară? Bun, că ei își permită-i treaba lor. Dar cum îți permiți tu, stat român, să nu-ți aperi un cetățean, chiar dacă gândește altfel decât linia, mă rog, impusă de... Mă rog, de cine o fi impusă? Alin, când eram, cred că și tu erai cu mine, la Ușgorod. Da. La un moment dat ne-am dus la hotel. Da. Ții minte când ne-au înconjurat... Da, era ceva control. Cu arme, cu ce... Ăla era control? Checkpoint. Era un, era un checkpoint cu vreo 5... indivizi înarmați, mă rog, militari sau ce. Bine, noi aveam atunci obsesii cu SBU și cu... Rockets, cu de-aștia. Cine știe pe ce liste eram și noi? Nu-i... părerea mea e că nu-i de luat în seamă serviciul ucrainean, care ar trebui să-și vadă de treaba lui în Rusia și nu să... Să uite în țările care vrei, nu vrei, pun numărul ca Ucraina să existe încă. Una dintre țările astea este și România. Iar Andrei Marga, cu ceea ce a spus, noi am, ne pot trece și pe noi pe liste negre. Noi am zis și atunci că omul a atins punctele cu decență, puncte care sunt reale. Punct. Dincolo de analizele SBU-ului și așa mai departe. Deocamdată excese de pudibonderie, după părerea mea, iar SBU se comportă ca o damă bătrână cu obsesii. Bun, dar până una alta, câțiva de pe lista aia sunt în ceruri. Dughina, mă rog, probabil nu era ea neapărat ținta cât Tatsu. Mă rog. S-a dus oarecum împrăștiată. Noi am vorbit atunci și de martirizarea Dughinei, dacă ții minte. Nu s-a rezolvat absolut nimica. E război, în război cad și victime colaterale. Dughina e una din victimele colaterale. În ciorba asta în care apare Marga e o potențială victimă colaterală, nu? Ce trebuia să facă guvernul României? După mine guvernul, ar fi și dacă era tractoristă individul ăla de guvernul, pe listă, guvernul României e ocupat cu guvernul României problemele care lui.
se auto-intitulează guvern și ne auto-intitulăm a tuturor românilor, țară democratică, cu încă libertatea de exprimare, încă teoretic, la nivel de, știu eu, teorie, încă e în vigoare, nu? Nu știu. Cum să-ți permiți tu să ameninți, să pui pe liste negre un cetățean al unei alte țări? Nu e o amenințare și aici e problema. E o statistică în care apar potențialii adversari ai Ucrainei la o adică. Adică stai Andrei Marca, dacă ești de pe linia lui Zelenski, risc să intri pe lista asta, dar în ce vremuri trăim? Noi nu suntem pe linia lui. Ce? Stalinism? Tu ești pe linia? Da. Nu știu. Cum să nu? Ești pe linia lui Zelenski? Cea oficială, nici într-un caz. Adică nu poți să mergi pe o propagandă. E adevărat, de război, dar e războiul, cum să spun eu, e un război între, în primul rând, între Ucraina și Rusia. Că NATO și România indirect suntem și noi parte. Exces de pudibonderie, repet, și e război fără sprijinul țărilor din Uniunea Europeană și fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, nu era război. Nu era război. Probabil. Ucrainienii nu erau capabili să facă față. Negocierile alea din primele 2-3-5 zile ajungeau la un final. Și atunci noi toți suntem pe listele, nu știu cum se numește asta, Rusiei. FSB-ului sau... Nu știu. GRU se numea pe vremuri. Da, acum cred că e FSB-ul sau cum se numește. Așa. Succesorul KGB-ului. Deci excese. Eu asta vreau să spun. În mod normal, dacă amenințai un cetățean al Germaniei, cred că ieșea domnul ăla, Olaf. Nu ieșea. Scholz ăsta sau cum îl cheamă. Nu ieșea. Sigur ieșea. Nu ieșea. Lasă-i să te treacă pe toate listele. Bine că l-a trecut pe Marga. Asta ne-ar mai trebui, să explodeze să, mașini și până să, în România. Să fim, că... Nu o să explodeze. Păi nu scapa. Explodeze că, na. Ei deocamdată să respecte acest FSB sau ce-o fi și cu Ucraina lor, cu războiul lor, să respecte drepturile naționalității române, românilor care se află pe teritoriul lor. Și problemele astea nu s-au mai discutat pe nicăieri, pentru că fiind război, au rămas undeva la coada cozilor. Au foarte multe, vor avea foarte multe de lucru cu ungurii care sunt pe teritoriul Ucrainei, românii care sunt pe teritoriul Ucrainei și, slavă Domnului, noi avem teritorii acolo. Nu jucărie. La o adică, mare parte din România aia mare, care era ca o pâine, a ajuns la forma la care e și datorită unor indivizi pe care noi nu i-am pus pe nicio listă neagră, cum era Udoviciuc, ăsta de la Sighet, care a căsăpit Maramureșul, lăsând o treime din Maramureș României și două treimi au trecut în acum în Rusia, atunci în Ucraina, Cehia, ca să ajungă după aia la ruși. Numai la noi nu a ajuns. Dincolo de faptul că noi am abandonat atunci teritoriul, cele două trei. Am discutat chestiile astea. Mă rog, mie mi se pare destul de grav ce se întâmplă. Deci un cetățean român care nu are absolut nimic de a face cu statul ucrainean, e amenințat, e, mă rog, luat în persiflat până la urmă și comentat inclusiv de, cred că și de președintele... N-are Marga, îl știi pe Marga, păi, pe Marga nu-l interesează. În momentul în care auzi că vorbești altfel decât... Dar nu-l interesează pe Marga chestiile astea. Pe alții care ar putea să aibă, cum să spun eu, orice fel de... Alin, analize... Nu mai poți să analizezi un subiect altfel decât spune Kievul? Adică e absurd. Analize să fac... Dar uite-te în presa românească sau occidentală.
parcă e oficina a Kievului. Fiecare să știi că de mai scapă foarte articole rar. În, am întâlnit articole în presa de la Cernăuți care nu-s pe linia lui Zelenski, nu-s anti-ucrainieni. Probabil sunt închiși. Dar nu cred. Există o singură platformă la nivel național în Ucraina, altceva nu ai voie. Păi ei înțeleg că sunt în război. În război e cenzură, până la urmă. Dar noi nu suntem în război. Asta e toată problema. Nu trebuie să dramatizăm astfel de situații. Ele s-au întâlnit de-a lungul istoriei permanent. Când o să te uiți la o emisiune pe care o faci fișată de serviciul ăsta de informații, atunci putem să reacționăm, dar vom reacționa și nu interesează pe tovarăși. În altă ordine de idei, guvernul României ca o, cum se numește asta, care iese prima primăvara, face ochi Giurgelu, și, așa, ca o brândușică, să mișcă deschizând posibilitatea trecerii trupelor NATO și așa mai departe pe teritoriul României pentru a sprijini trupele din Ucraina. Ele sprijină trupele din Ucraina într-un război care, de data asta, e un război în care, domnule, Ucraina are dreptate. Rusia, cu toate teribilismele ei, am văzut-o și-o produs zeci de mii de victime. Zeci de mii de victime. Să moare în Ucraina pe capete. Asta nu se spune. În același timp, acum, dacă tot e să le spunem mai, pe nume, mai mor și ruși. De 8 ani de zile, zona rusească din Donbas este bombardată non-stop. Corect. Sunt 15.000 cel puțin de morți din cadrul civililor, majoritatea cetățenii ucrainieni de etnie rusă. Și asta trebuie spuse până la urmă, că sigur, Aline, jumătățile astea de măsură pe care vrând nevrând intrăm și noi în ora asta, noi domnule, nu, noi nu negru intrăm. E rusul, albul știi e ăsta. Care e problema? Problema gravă e că dacă vrei să te bați o țară cu altă țară, scoate armele, armatele și bate-te. Ăștia, în lașitatea lor rusească, nu au făcut decât să distrugă infrastructura, barajele, lăsând pe seama frigului restul. Eu am impresia că Putin, îi sfătuit de cine îl sfătuiește și pe ăsta, că vor fi, că în conflictul ăsta, în războiul ăsta pe care l-a declanșat, acum se vorbește de război, nu mai sunt operațiuni speciale, de fiecare dată în Rusia frigul și-a făcut datoria. Trupele lui Napoleon au clacat în Rusia datorită frigului pe care nu și l-au imaginat francezii, că nu puteau să creadă că există așa ceva. Dușmanul numărul unu nu a fost Rusia, a fost frigul. Hitler a capitulat tot datorită frigului. Acum nu cred că total din cauza frigului, până la urmă. Dacă nu era rezistența arcerbă la Stalingrad, a fost putea fi și vară. Demoralizarea trupelor a fost cireașa de pe tortul acelui conflict. Mă rog, și aia a participat la... Și acum, din nou, Putin, în primitivismul lui de neînțeles, iar amenință pe toată lumea cu frigul. O să vedeți că vine frigul. Parcă el e stăpânul frigului în Europa asta. Până unde poate să meargă, să spunem... Alin, n-o să meargă... Sancțiunile astea pe care ni le autoimpunem noi, Europa. Până... Care e limita? Am auzit-o pe doamna asta, micuța... Așa... Van der Leyen sau? Nu, asta la alta noastră, mă rog, a noastră, cum e vorba, a lor, Maia Sandu.
Zic, bine. Am auzit-o și iar am luat-o ca o glumă. Zicea, domnule, românii dacă vor fi solidari și vor face un sacrificiu, un alt sacrificiu, astfel încât să le mai rămână și lor niște curent, ar fi foarte bine că apără democrația. Deci, Maia Sandu e filolog. Ei au venit aici să ceară sprijin de la Brusc, nu, suntem frații lor. În regulă. Pe de altă parte, Moldova, ca Republica Moldova, nu are nicio formă de apărare în fața niciunei forme de agresiune la care ar urma să fie supusă. Eu înțeleg, dar oamenii ăștia și deci e o țară... Dar, că e același caz și la, în Ucraina. Dom'le, un politician bun... Nu e, bun, acum el se comportă ca un, zic toți, ca un, mă rog, bun conducător. Scus sprijin masiv, mă rog. Dar el era un și mai bun politician sau conducător de țară dacă evita războiul ăsta până la urmă. Că totul pornește de la nerespectarea acelui acord de la Minsk 1, 2, mă rog, nu știu ce, care prevedea, mă rog, acolo, printre altele, inclusiv o autonomie acolo, unde-s 90% ruși, așa mai departe. Războiul... Așa trebuia să preîntâmpine un bun politician, războiul, ca și orice dobitoc poate merge la război. Războiul ăsta oricum avea loc. Păi, era gândit în retortele... acelor servicii de informații și în mintea lui Putin. Și nu numai. Nu numai. De foarte multă vreme. La fel și la ucrainieni. Așa. Acolo ei s-au înarmat până în dinți timp de 8 ani de zile. Pe de altă parte, acum, când e să vorbim de trupe, nu? Stau mult mai bine ucrainienii. Sunt la ora asta 1 milion de oameni sub arme. În... Ucraina, 1 milion de ucrainieni. Rușii de-abia pot încropi câte 100-200 de mii, pe care se trimită unde? Nu știu dacă ai văzut revolta celor care s-au dus pe front. Evident că sunt, dar nu. Zeci de revolte ale ucrainienilor au fost. Stai puțin. Știu că au fost și de asta. O ajuns, cine merge ca nebunul la acolo și au zis, domnule, dar ce faceți voi aici? Rușii. Noi am venit să apărăm Rusia și ni s-au promis 300 de mii de ruble de căciulă. Unde-s banii? Păi nu mi cereți mie, cereți-i Dumei de stat, că Duma de stat o trimis hotărârea înapoi. Domnule, cer celui unde am fost trimis. Fără 300 de mii de ruble, dacă nu puneți banii jos, la revedere, Rusia. Sunt tot felul de chestiuni de astea care se petrec în spatele scenei pe care o vedem noi. Același lucru se întâmplă și s-a întâmplat de la începutul Ucrainei. Pe de altă parte... Revolte năbușite cu bocancu. Analize. Generalul Hodge, nu știu dacă ai văzut, face o analiză cu Hersonul, pică în 3 săptămâni în mâinile ucrainienilor. Să-i fost general NATO, e fire să zic asta. Crimeea anul viitor va fi a ucrainienilor. Și există un cor de voci, inclusiv al statelor din UE, inclusiv în gura lui ăsta al turcilor. Domnule, dați înapoi toate teritoriile care aparțin Ucrainei, dați-le înapoi și începeți tratativele de pace. Ei, aici e o problemă. Problema e țările astea, dacă te uiți la teritoriile Ucrainei, multe din aceste teritorii sunt încropite. Nu a aparținut Ucrainei. Au fost lipite de Ucraina și acum aparțin Ucrainei și... Acum e o discuție atât de amplă. L-am auzit deci și aici, pe... Aici, dacă am văzut ultima conferință de presă a lui Putin. Dacă stăm să discutăm chestiunile astea, până la urmă... noi suntem puși în situația ingrată să apărăm Ucraina, pe care o simpatizez.
dar care are teritorii românești în economia ținuturilor ucrainiene. Acolo trăiesc români care au fost tratați ca cetățeni de gradul 2-3. De același regim pe care noi astăzi și că îl apărăm. Da, mă rog. Asta e. E complicată treaba. Da, lucrurile astea trebuie spuse cât e, cât e cu patriotism. Voce, noi le voce spunem, puternică. Dar noi le dacă spunem, mergem pe retorica asta de domnule, numai alb și negru. Negru, Stalin ăsta, Putin, Pipicu. Și ăsta la alt albul, nu poți să mergi îngerul. Pe o retorică dură, în ce sens la ora asta? Să spui așa, teritoriile din zona Cernăuțului aparțin României. Nu că intri pe lista neagră. Sau corect. Nu știu eu pe ce. Cele două treimi din Maramureș, înapoi la Maramureș. Mi se pare o luare de poziție extrem de sănătoasă și extrem de românească. Dar nu o poți folosi. Nu, atunci vei fi numit putinist, nu? Sau vii și faci un serviciu propagandei rusești. Vei fi sub Marga. Acolo, ăsta e deasupra lui Dughina. Caz rezolvat, să vedem ce mai avem de rezolvat. Ce facem la bătrânul ăsta, cu ce se ocupă FSB-ul ăsta sau ce o fi. Și cu Crimea sunt... Dacă ies să analizez și o parte și alta, rușii vin și spun, stați un pic, Stalin în anii, nu știu, 50 a proprietărit o regiune numită Ucraina cu regiunea aia Crimea. S-a destrămat, fără un tratat clar de împărțire a, nu știu eu, cum să-i spunem, averii comune. Cine, la vremea aia, cine putea să-l contrazică pe Stalin după aia? Pe Brejnev. Păi, probabil credeau că va fi veșnică artizanii, artizanii Ucrainei, apropo la de lipiturile astea de teritorii, au fost șefii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice de la vremea respectivă. Brejnev, de exemplu, a luptat pentru ca Ucraina să fie mai mare de pe postul lui. Și ăstea s-au făcut fără niciun fel de comentariu. Nu s-au comentat atunci, se comentează acum. Nu cred, eu personal, nu cred că e un moment nici istoric propice pentru o reîmpărțire a Ucrainei. Deocamdată ai văzut la Solodvino, nu? Sau la Biserica Albă, cum, după 50 de ani, Alin, au trecut 50 de ani de când s-a făcut împărțeala asta aberantă și noi am pierdut două treimi din Maramureș, maramureșenii noștri și-au găsit o altă viață care nu seamănă cu cea a treimii de Maramureș de pe partea asta. Partea Maramureșului a fost pierdută în primul război mondial, practic. Unii zic că a fost, nici nu ne-am bătut noi foarte mult pentru partea aia, că noi nu zic unii. Explicația era aia, domnule, cu apăratul. Eu am înțeles. Unii nu zic. Așa au fost. Guvernul României de la vremea respectivă au renunțat la cele două treimi. Bun, dar au renunțat, dar noi acum nu vrem să renunțăm, să zicem. Păi nu bine, iarăși, că intri de pe câte retorica ori, rusească. Da, da, okay. De unde? Asta e retorica... Da, așa spun și rușii. Când noi ne-am dus acolo și am încercat să vorbim cu ei, au zis, voi ne-ați strădat pe noi. Ăsta a fost răspunsul. Românilor din cele două treimi de Maramureș istoric rămase la Ucraina, ne-ați strădat... În 1920-21, atunci când frontiera aia, când s-o prefera frontiera Tisa și cele două treimi nu s-au integrat, erau dincolo de Tisa și pentru noi era mult mai comod atunci, după primul război mondial, să ne construim țara cu frontiere naturale solide, cum e un râu ca și Tisa. Dar în mintea celor de acolo, noi așa am rămas. Da. Eu ți-o spun de ce, că eu cu tine eram. M-am simțit ca o cârpă.
Asta trebuie să audă guvernul României, că te duci acolo și te simți ca o cârpă când îți spun oamenii de acolo, care până la urmă și-au făcut viețile, cum și le-au făcut, legate de Moscova, legate de Sankt Petersburg, o trăit într-o altă lume și timp de 50 de ani. Noi am stat cu cerșetoria la Paris, am forțat frontierele să fugim pe acolo, să ne construim viitorul, așa cum ei la rândul lor, fără să forțeze nicio frontieră, și-au construit viitorul în Moscova, inclusiv în cooperative agricole de producție din Siberia. Acum, știi cum... Asta e situația. Eu, din punctul meu de vedere, elementul ăsta etnic, fie și el rusesc, cred că e pe punctul 2-3. Cred că punctul numărul 1, inclusiv din partea Rusiei, nu este neapărat... În momentul ăsta? Nu, cred că de la început. Era un pretext foarte bun și faptul că există o majoritate clară în zona Donbas de cetățeni ucrainieni, erau, mă rog, de etnie rusească. Dar nu cred că ăsta e principalul. Ei se simt, ei zic în felul următor, domnule, s-a intrat pe zona noastră de influență, cu NATO, cu Occidentul și așa mai departe, altă lume care vrea să instaureze o nouă ordine în zona asta numită Ucraina. Lucru pe care i-a deranjat pe ruși până la urmă. Alin, nu poți să spui, n-au nici structură, nici ideologică, nici măcar suport, nu științific, suport mental, patriotic, dacă vrei, de la naziști. Nu, naziștii din Ucraina s-au ajuns la sataniști, de la sataniști... Dar mă rog, asta e retorică, mă rog, de propagandă. Ieftină. Mă rog, da, până la urmă e o bătălie între două mari grupări. E practic cine controlează zona aia, America sau Rusia. Făcând abstracție de restul floriturilor, cam asta e. E un câmp de bătălie, iar ucrainienii sunt folosiți și de o parte și de alta în experimentul ăsta. Ucrainienii se lasă folosiți de către Occident, lumea occidentală și SUA, și paradoxal luptă cu rușii. Iar și chestiunea asta, nu cred că Putin cu analiștii lui o putut să-și imagineze așa ceva. Drept care are niște analiști de o prostie rară, cel puțin aia pe care îi vezi că îi scoate la televizor pe posturile naționale ale televiziunii sovietice, pot să-i spun. Domnule, te apucă groaza. Niște catastrofe care n-ar trebui să vadă ecranul. Mă rog, voci. Voci care, din punctul de vedere al lui Putin și a coaliților, influențează rușii. Eu totdeauna mă întreb, dacă s-ar întâmpla, prin absurd, în Canada să iasă băiatul ăla tânăr, Trudeau sau cum îl cheamă, uh-huh, să spună, am încheiat un parteneriat cu China și le vom permite să aibă baze militare și porturi la granița cu SUA. Prin absurd, evident. Oare cum ar reacționa America? Evident că ar face ceva și n-ar sta cu mâinile în sân. E clar. Se intră pe zonele astea de securitate ale marilor coloși. Deocamdată lumea se împarte în SUA. Păi, văd că se împarte și mai și. Adică e mai rău ca pe vremea Uniunea Europeană de fier. Începe să reacționeze, inclusiv nu militar, verbal, îi se încalcă drepturile, cum să spun eu, concernelor americane care beneficiază de avantaje, ce încalcă tratate în defavoarea economiei lumii occidentale. Chestiunea asta deja începe să ne arate că nu sunt chiar atât de uniți cum par când vine problema Ucrainei. Chestiune care în locul lui Zelenski mi-ar provoca insomnii.
totul e ca Uniunea Europeană cu SUA asta să, să înțeleagă foarte bine, cât măcar să mai treacă și iarna asta, care va fi o iarnă, să vedem de care. Iarna va trece, nu asta e problema. Eu nu știu cum se pot descurca marile economii, cum e Germania până la urmă. În condițiile date, Germania nu mai poate fi ce a fost până acum. Ea era obișnuită cu energie ieftină, cum, cum e obișnuită și America până la urmă. Dar nici nu este. Păi și atunci ce face? Germania. Păi pică în cap ce mă interesează, Europa. Alin, ce mă pică interesează România? Cum e Germania? Dar nu mă interesează, domnule, să-și vadă de treaba ei. Atât de mult ne-a ajutat pe noi Germania. Dă niște locuri de muncă și mai bagă niște bani indirect în bugetul statului. Că dacă pică Germania, nu ne va fi nici nouă. România nu mai are industrie, să zici că e autohtonă. Depinde de multinaționalele astea, care dacă dau kicks, dăm fost, și noi. Total. Am fost unii dintre noi, doi cel puțin, unii dintre susținătorii întreprinderilor străine care să vină, să vină. Ne scoată din căcatul în care eram. Căcatul ăsta imediat post-comunist. No, acum au venit și ăștia și cunoaștem capitalismul la zi. Ce înseamnă? Un fel de capitalism. Da, ne putem duce în Germania să lucrăm acolo. Nu, ăsta e capitalismul. Ca să-l vedem. Bine ar plăcea să fie ca măcar la nivelul a 50% să vedem, din Germania. Să știi că nu-i chiar așa, nici acolo, cum ni se pare nou. E mai bine ca aici. E mai bine că poate e un pic mai cald. Aici ai bani mai mulți în buzunar. Da. Să zicem. Ceea ce e important, mai ales când ai de plătit facturi. Deci la noi e o sarabanda a facturilor impardonabilă, asta care se joacă acum. Noi participăm și în același timp suntem spectatori la o mizerie a jocului facturilor și la o guvernare care harbar n-are pe ce lume trăiește. Băieții ăștia de la Uniunea Europeană, ei sunt niște birocrați de ăștia și da, este și partea bună a birocrației, că există statistici, există date. Noi, deci românul, în medie, poate să cumpere kilowatts de energie de 20 de ori mai puțin decât Olanda. Suntem pe ultimul loc ce în Europa. Vrei? Deci, astea sunt lucrurile care, până la urmă, trebuie să... Care asigură confortul olandezilor și profundul disconfort românesc, că bă, dacă întrebi, mergem și întrebăm pe stradă, domnule, oamenii de azi o să stea să se uite și o să zică, domnule, cât să dau drumul la căldură acasă, mai bine îmi pun o haină pe mine în plus. Da, ăsta e nivelul nostru. Eu dau o veste proastă, dacă sunt adevărate lucrurile astea de care se vorbește pe presă. Există un institut sau o clinică mare în Cleveland, dacă nu mă înșel, și au făcut un studiu. Impactul temperaturii de acasă asupra celor care au hipertensiune. În România, toți peste 50 de ani, cred că 60% au, într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, diferite grade de hipertensiune. Da, da, eu mă tratez. Ei zic și zic în felul următor, cu medicamente cu tot. Poți să uiți de medicamente. Temperatura ideală pentru hipertensivi este de 21 de grade. Orice fel de grad în minus duce la creșterea tensiunii. Vor sta săracii bătrâni români, nu știu dacă ajută haina aia. Deja stau, Alin. Și o să vezi tu ce mortalitate va fi. Adică e simplu să vină berbecii ăștia de la Uniunea Europeană, Timmermans, că nu, n-am mai auzit de mult, el e cu Green Deal, mai luați-vă un Leiber sau ce dracu mai zicea ăla, madama asta să facem baie câte șepte în cadă, sau nu știu cine, din Finlanda, din Norvegia. Alina, în Anglia. Trebuie să le spunem oamenilor, adică bun, reduci căldura, dar atenție, cărici pe partea alaltă. Prima dată, eu mă amintesc primul meu impact cu Marea Britanie. Am ajuns la Londra într-un octombrie friguros. Friguros, acum la Londra. În unde am stat, temperatura peste tot, începând de la salon până la
dormitoare era reglată la 18 grade. Probabil erau tineri, nu știu. Nu erau tineri, mă. Erau, erau ignoranți, nu știau, nu știu. Nu, așa o reglau. Dacă o reglau la 20 de grade, era extrem de scump și acolo, pentru ei. Am întrebat, mă, dar de ce sunt 18 grade? Bine, nu mă deranja la vârsta aia, că eram mai tânăr, după ce adormeam... Da, de regulă... Alin, după ce adormeam... În eram... Anglia, iarna e mai ușoară decât în România, mai ales în nordul României, cred că. Nu știu, octombrie ăla a fost o lecție de ceață, așa cum îmi imaginam eu Anglia din lecturile de dinainte de a ajunge pe teritoriul Angliei. Deci ei s-au obișnuit cu chestii de astea. La noi oamenii erau obișnuiți cu 22 de grade în apartamente. Eu ți-am spus că eu am redus drastic căldura acasă. Fac parte din dintre cei care ascultă. Nu ascultă că costă. Își iau un liber în plus. Asta e. E dată peste cap cum să spun, toată Europa, începând cu Rusia, dacă vrei, să petrec lucruri care nu s-au mai petrecut decât imediat după al doilea război mondial. Da, multe lucruri ar putea fi evitate dacă până la urmă, dacă asculți retorica, să zicem, chineză și rusească, ei vin și spun în felul următor. Voi, americanilor, sau voi, occidentali, spuneți că noi vrem să schimbăm ordinea mondială. Zice, într-un oarecare măsură, e firesc, pentru că în momentul în care ați creat voi actuala ordine mondială, pe noi nu ne-ați băgat în seamă. Fie că eram noi mai mici, fie că eram de în altă tabără, uite că lucrurile se schimbă și, băi, la masa aia vor și alții să stea. La deciziile Uniunii Europene și, mă rog, a SUA, Rusia întotdeauna a fost consultată. Nimeni nu și-a putut imagina că un... A consulta nu înseamnă neapărat de a-l băga în seamă. Un zăpăcit de ăsta din structurile KGB a avut darul de a se cățăra atât de sus în fruntea Uniunii Sovietice și acum aș face mendrele pe spinarea propriului lui popor. Că de fapt asta face Putin. Dincolo de victimele pe care le provoacă și de infrastructura pe care o distruge și de amenințările pe care le proferează, el își sacrifică propriul lui popor. Da, același lucru face Zelenski. Zelenski ăsta n-are de ales. Ce să facă el? În afară de faptul că practică nu-i cerșală, ci până la urmă e un soi de discurs patriotar, dar de fel de tipul trimiteți-ne arme, nu ne lăsați acum. Asta e tot discursul nici lui. Nici retorica asta, nu, eu nu, sincer nu înțeleg. Probabil dacă ar fi militari, analiști, poate că mi-ar putea explica. Păi dacă nu întrebarea este, Alin, orice dacă fel nu... de armament ai dat la Ucraina, Ucraina e capabilă să bată Rusia? Că asta e răspunsul, asta e întrebarea... Deci Ucraina e capabilă să-și elibereze toate teritoriile. Eu am mari îndoieli. O să vezi. Eu am mari îndoieli. E capabilă să-și toate teritoriile pe care rușii le-au luat Samavolnic, mă rog, și să starteze tratatele pentru pace. O nouă pace care va avea câștigători și perdanți. Ca orice pace. Una dintre... pierderile aferente acestor tratate va fi Rusia. Rusia n-are cum câștiga acest război. N-are cum. Decât folosind bomba atomică, amenințare la care se pare că renunță. Zonele astea, și Crimea și Donbasul, sunt erau locuite de majoritatea ruși. Ascultă-mă, ascultă aici.
Pacea a fost făcută de niște oameni, adevărați oameni politici, atunci când s-a dat drumul la... Pe tine te-o lăsat să-ți faci bombe atomice, pe mine m-o lăsat să-mi fac bombe atomice. Eu mi-am făcut 6800 de focoase nucleare, tu ți-ai făcut 5900 de focoase nucleare pentru a asigura pacea. Așa erau oamenii ăia politici la vremea respectivă. Și acum au apărut niște exaltați ai bombelor nucleare, cum e Putin și din coace Statele Unite, care o să distrugă planeta asta în, la o simplă apăsare de buton. Aici s-au ajuns datorită unor oameni politici ce păreau și au fost la vremea lor extrem de responsabili și care au asigurat, asta trebuie să spunem, după al doilea război mondial, 50 de ani de prosperitate în Europa. În Europa Occidentală, noi... cu energie rusească. Noi, rămânând, că așa s-a făcut în parțiala, de sacrificiu cedați rușilor. Pentru că noi, cel puțin generația noastră, o trăit în plin toate privațiunile la care ne-a supus această cedare. Ceea ce... Dincolo de construcții, sovromuri, cooperative agricole de producție, recolte la hectar cu duiumul, dincolo de toate trăznăile astea, noi am trăit sub umbrela Uniunii Sovietice și nu ne-a mers deloc bine, pentru că libertatea asta de exprimare nu a forțat pe unii să forțăm frontierele Occidentului. La vremea aia, când se ajungea foarte greu în Occident, când ajungeai în Occident, erai rezolvat, economia mergea bine, ei se alimentau cu energie, cum spui tu, de la ruși, și totul era impecabil. 50 de ani de pace și liniște în Europa. Asta a însemnat ceea ce artizanii Europei au gândit la vremea aia. Semn că erau niște vizionari. 50 de ani să ai pace. Bun, dar lucrurile s-au schimbat s-au terminat, după 50 de ani. După 50 de ani s-au terminat. China acum bate multe domenii în America, din acum, punct de vedere al PIB-ului, de exemplu. Acum, sigur. Per total, evident. Sigur, totul cu sprijin american. Pentru că americanii nu cred că și-au imaginat că sunt atât de deștepți chinezii. Care sunt în timp cu pași mărunți să cucerească marile domenii producătoare de bani, inclusiv astea tehnice, computere și așa mai departe, și să occidentalizeze economic China, dar nu politic. E o altă încercare pe care China o propune și tocmai de-aia stă în expectativă permanent în conflictul ăsta între ruși și ucrainieni recte Uniunea Europeană și SUA. Asta face China acum. Cred că gradul de stres prin care trece populația Europei în general, dar mai cu seamă România, că românii sunt și săraci, și aproape de... E contabilizabil, aproape conflict. Statistic, câte zeci de mii de depresii au apărut în toată perioada asta? Băi, copilărie ce a fost pe pandemie, ce o fie de acum înainte. Corect. Adică în pandemie ți se spunea, băi, stai acasă la căldurică, nu pleci. O să ieși cu hârtiuța la supermarket, prețurile sunt tot alea că le-am stabilizat. Dar acum e și un pic de pandemie, e și un pic de viroză, război, salarii catastrofal de mici, avem tot ce ne trebuie ca să inflație de 20% sau cât dracu, da.
Deci, acum la neamț, neamțul totuși are un 2000 de euro pe lună, așa, mama măi, Germanie are, face pe dracu un 4 și le dă, Alin. Acum am vorbit cu un austriac, știi cât le dă? Le-a dat bani între 3 și 500 de euro pe cap de cetățean, așa. Cred că bani cu care să treacă ca un fel de microcompensație pentru creșterea asta prețurilor, să treacă iarna. Și eu am vorbit... Deci intră, intră un salar în plus în casele și am vorbit cu un neamț care ia un salariu acolo de, nu știu, 1700 de euro, dar nu se descurcă, adică... Da, 1700 e puțin, înseamnă că e ceva... Nu știu ce face omul ăla. Bine, are și... casă asigurată și trei mese, sau două mese. Deci trăiește, bine, mersi. Ce bai are? La și atunci rămân bănuții ăștia 80, care... 80-90 de milioane de lei în... Mă rog. Da. Nu-i... Ceea ce se întâmplă în lume nu mai e... Cu, nu mai seamănă cu ceea ce știam noi și am trăit noi ăștia 50 de ani. Băieții ăștia care conduc acum, inclusiv președintele, inclusiv premierul și așa mai departe, ăștia nu vorbesc altceva în afară de Ucraina. Ok, mă rog, ăsta e Ucraina, asta-i direcția, face, da, mă rog. Da, da. Dar totuși, băieții ăștia au în gestiune o țară numită România, cu vreo 20, 19, 12, cât o fi de indivizi. Cu probleme, cu... Da. La felul în care să dau hotărâri de guvern și să schimbă, toți sunt niște inconștienți. Cum au îmbârligat inclusiv plata energiei electrice și ce zvonerii au însoțit toată trăznaia asta, e semn că ei au sentimentul că ăștia 12, 14, câte milioane ai zis tu, suntem băgați în arenda lor. Ei sunt arendașii și noi suntem supușii care nu facem decât să executăm ordinele stăpânirii. Eu cred că sunt trei variante. Ori sunt ignoranți, ca să nu spun altceva. Ignoranți ori sunt. Doi la mână nu pot să facă pentru că astea sunt condițiile impuse de suverana Uniunii Europeană. Nu, sunt ignoranți. Fie așa vor ei, că să dea bine la stăpânirea nu știu care, de nu știu de unde. Din nou, acum suntem cu căciulile în mână la Occident. Până acum eram la Marea Poartă, acum suntem la ce poartă? Nu să, ceea ce se întâmplă în România e inadmisibil. Sunt oameni care n-au ce mânca. Sunt oameni care să duc la masa săracului, să prindă încă un blid de mâncare. Hai că băieții ăștia care se încadrează în ceea ce spui tu, de bine, de rău, mai primesc niște minuscule ajutoare pe cardurile alea sociale. Dar ce faci cu ăia care nu sunt la limita sărăciei pe care o stabilesc ăștia? Aia care nu se califică să fie săraci. Imediat după. Care la fel, oarecum la fel de săraci și aia. Bun, întotdeauna ai, nu poți să faci dreptatea să o privești în absolut. Eu am văzut la francezi, de exemplu, anul iarna trecută, fiecare cetățean francez să se compenseze creșterea prețului la energie, fiecare francez a primit de la statul francez după un timp câte 100 de euro lunar, timp de nu știu câte luni, să compense. Au făcut ei un calcul, domnule, cât e impactul asupra veniturilor. Sunt zeci de forme de bonusuri de astea care se dau în lumea occidentală. Dar la toți francezii. La noi nu se dă nimic. Ba, se dă numai la o parte. Adică ei simplu, PSD-ul așa face. Zice, domnule, să zice că noi suntem votați de cei săraci, de bugetari și așa mai departe, și de pensionari, ceea ce nu e prea adevărat, dar mă rog, și îi spun, băi, Astea trebuie să sunt categoriile pe care să le ajutăm. Pe cei săraci, pensionarii cu venituri mici și bugetarii. Da, bugetarii nu sunt chiar atât de controlabili pe cât cred ei. Alin, noi avem la frontiere un război. Că asta e.
Păi știm că avem și trupe străine. Bun, avem Divizia 101. Avem și trupe străine, trupe NATO, că suntem și membri NATO. Trupe nu străine astea, trupe NATO aici. Domne, mai trebuie să și guvernăm, mai trebuie să și guverneze acele 14 milioane de oameni care o iau, își iau lumea în cap. Da, încerc să mă pun de partea lor. Pune-te. Ar avea mijloace ca să... Dar cum să n-aibă? Să, cum zic ăștia de la USR, să livreze un alt tip de guvernare? Nu, ar putea să asigure un trai mult mai decent, dar nu scapabil. Ei spun, domnule, din ce? Păi nu, că noi spunem către ei din ce. Ei spun că bugetul statului are, duce. Din bugetul statului, din forme de proiecte ale Europei pentru cei săraci. Nu. Nu interesează. Nu... Dacă ei, la ei 21 de grade sau 22 de grade, hai să mergem până la guvern, la birouri, să vedem cum stau, Dumnezeu cum ni-l are. Dar crezi că în primărie mai frig? Mie nu mi-e frig. În primărie mai frig? Da. Noi facem o emisiune la 17 grade. 17? Cred că 17. Nu, nu. Nu sunt 17. Acum. Sunt 11 grade. No, la 11 grade, oameni buni, probabil de-aia gândim semicongelați. Avem, În București sunt 18. În București 18, ba. Noi nu o facem la București, o facem aici la bodegă. La noi, bani, da. Și ai văzut că am introdus un sistem de iluminare să se vadă mai bine. Da, așa. Și asta așa, un sistem de ăsta de avarie. O emisiune. Dar care te duce cu gândul la anii 50? Da, fiecare se descurcă cum poate. Franța își ajută cetățenii așa cum poate, că le dă mâna. Au 58 de reactoare nucleare și prețul kilovatului la veniturile lor este la jumate față de cât e în România. Mă rog, noi ne-am închis, noi suntem de ăștia, ghiocei, când vine Timmermans și cu Green Deal-ul, domnule, să închidem aia pe cărbune, să închidem la nuclear, că e cam murdar și ăla, să mergem cu eoliene și cu nu știu ce bazaconii de genul ăsta. Dar, în schimb, nemții deja se gândesc să mai deschidă, culmea, să construiască centrale nucleare. Marea Britanie la fel, Franța la fel. Da, Alin... Iar noi stăm așa acum, ca niște tembeluți și așteptăm, nu știu ce așteptăm. Acum s-a dat o decizie, dacă e reală, de către Curtea Supremă de Justiție sau așa ceva. Toate barajele construite în România și aflate în curs de finalizare să fie oprite în zonele de arii protejate. Păi asta e are o, asta e are o măsură de aia care și eu m-am gândit e gândită de băieții deștepți care vor să să dispară țara asta. Eu m-am gândit, te gândești la plapuma ta până la urmă. Intră sau nu intră Runcu? În toată ciorba asta. Nu m-ar mira. Runcu care e... Da, bun, Runcu e, mă rog, nu va produce nu știu ce curent electric. Mă, cât va produce? În fin. E o investiție care ține, trenează de 30 de ani. Eu tot spun, dar mulți se uită așa ca la, parcă, domnule, de ăsta e ciudat. 60% aproape din suprafața județului Maramureș este iar într-o formă sau alta, nu știu, Gărgărița Verde, Natura 2000, Munții Maramureșului, rezervația nu știu care. Nimeni nu spune că anumite zone, da, într-adevăr, le protejezi. La nivel național, mai ales Transilvania, are cea mai mare suprafață de teren sub chestii de astea, arii protejate. Noi în arii protejate... Și cât are Elveția? Dragă Marian, nu. Cu vreo 2% sub forma asta de arii protejate. Eu văzut că nu se merită. Ei își protejează altfel, dar nu pui așa hătălmași ca tembelu și stragi gloanțe în picioare când vrei să-ți dezvolți măcar țara aia. Eu tot dau exemplu ăla. O parte din, dacă nu mă înșel, din Botiza,
o parte intravilan, deci unde e zona rezidențială, este arie protejată. Și îmi povestea acum câțiva ani cineva, zice, bă, ăștia au nebunit de tot. Am vrut să-mi fac o pensiune și m-am dus la primărie. La primărie m-au trimis la colegiu științific al Natura 2000 sau nu știu ce franțuri, să le spun ce vreau să fac. Și după câteva luni, că ăla nu se întrunește când vrei tu, comitetul științific, acolo sunt membrii din Galați, tot felul de expirați de ăștia, mă rog, și au zis, ce vreți să faceți, pensiune? Păi da, domnule, acolo, comună, în centru, pe acolo. Da, aveți studiu de impact? Ce studiu de impact? Păi trebuie să faceți studiu de impact de mediu, domnul. Să vedem, gărgărița verde, iasomia roșie, are de suferit din cauza a ceea ce deci ai putea sistemul, face. Se sistem de birocrație de tipul hai să nu facem nimic. Da, evident, costuri în plus. Elveția, care tu spui că are 2%, are protejate. Trebuie să te uiți câți turiști există acolo în fiecare an. Pe de altă parte am rămas, apropo, să revenim la război. Da, apropo de pace, de ce nu vorbește cineva? Că eu deși Putin, trăim într-un film cu nebuni. Putin a dat o dispoziție, că acolo se mai practică dispozițiile, către Ministerul Turismului să vină turiști în Rusia. Să fie invazie de turiști, să le arate Sankt Petersburgul, Kremlinul, așa mai departe, și în același timp să elimine ceea ce mi se pare fără precedent, că niciodată nu a fost în Rusia așa ceva, politica vizelor. Orice cetățean care vrea să vadă Rusia este binevenit. Inclusiv din țări neprietenoase. Așa, să vină să vadă. E o formă de a încuraja turismul în spatele arilor protejate. Nu mai sunt arii protejate nici la Sankt Petersburg, nici în Moscova, la Kremlin, pe nicăieri în Rusia, așa că te învață viața să renunți și la arile tale protejate și să faci ceea ce trebuie făcut. Din nefericire, asta e. Nu știu dacă am mai spus. Mittal Steel are în Germania, dacă nu mă înșel, două, trei combinate, ceva de genul ăsta, metalurgice. Așa. Două dintre ele s-au închis. Că nu mai e rentabil cu prețul gazului lichefiat sau, știu, curentului foarte scump să producă oțel, că nu-l cumpără nici dracu. Ce-ar fi fost dacă domnul general Ciucă și domnul Iohannis să fi făcut o invitație patronilor sau de la Mittal Steel și să spună, bă, băieți, veniți la noi, dislocați-vă minunile alea, nu știu cum, construiți combinate în România și noi vă dăm la jumătate de preț față de gazul lichefiat american sau de unde Dumnezeu iau ăștia, din Marea Nordului, de la britanici, că și la britanici acum e rentabil să scoți gaz și petrol pentru că prețul e atât de mare încât le au redeschis forajele, că e foarte scump să extragi gaz și petrol din Marea Nordului. Costă vreo 60 aproape de dolari barilul față de 10 cât în Rusia sau 2 dolari în Arabia Saudită. Și acum le rentează britanicilor, dar dau scump. Și să le spui băieților, băi, uite, veniți aici, veniți nu știu unde vreți, la în sud, în nord, unde vreți, faceți combinate. Și vă dăm gaz ieftin. Vorbești de prin decizii politice. Păi să da, dacă Iohannis, tot e gazul tău ăsta. Da, Iohannis ce să spună? Că Iohannis e în curs de plecare. I se cam termină mandatul. Mai are 2 ani de mandat, sau cât Dumnezeu are. De anul viitor începând, vin alegeri, o să miroase alegerea praf de pușcă, că oricâte război ar fi în jurul României, războiul electoral le va anihila pe toate. Unul la mână, nu-i vorbăreți, iar Ciucă, nu știu, cui ar putea să spună. L-am auzit pe Ciucă vorbind, acum se discută de
Dar nu, era o problemă, Alin, o întrebare retorică. Acum că va discutat. Veni Germania și va zice, domnul, cum adică să dați voi gaz mai ieftin? Voi să fiți solidari cu noi. Uite așa cum... Alterați concurența pe piața europeană. Nu, că dacă le spui, copiez discursul lui Victor Orban. Și spui, vedeți-vă de treburi, eu conduc țara pe ce direcție vreau, dar rămân în Uniunea Europeană. Noi suntem la graniță cu zona euroasiatică, ceea ce nu scutește, ai văzut, Ungaria, indiferent de simpatiile pe care Orban le are cu Putin și Putin cu Orban, să nu aibă trupe în armate pentru războiul ăsta ucraineano-rus de partea Ucrainei. La fel... cum îl cheamă, mă, pe ăsta a turcilor? Erdogan. Erdogan ăsta. Erdogan. Așa. Își conduce în folosul țării lui tot conflictul ăsta. Și contează foarte mult imaginea pe care și-o scoate din conflict. Slavă Domnului o scoate. Ai văzut că s-a reluat transportul de cereale, unde erau două contracte pe transportul ăsta. Era un contract între Ucraina și Turcia și un alt contract între Rusia și Turcia. Turcia fiind garantul. Ucraina nu era parte în contract, ci nici Rusia, având în vedere că astea două sunt război. Fără Rusia noi facem transport, spune Erdogan. Se poate spune. Multe se pot spune și multe se pot face dacă s-ar vrea. Nu știu ce să vrea. Deocamdată... Bine, transportul ăla nu-l poți face fără acceptul rușilor, aia e clar. Adică... Citesc din Erdogan. Nu am nevoie de acceptul tău. Eu spus, încearcă să nu mi-l dai. Iar Putin în fața agresiunii marii porți o tăcut din gură și ori a început transportul. Și așa avem tendința de a subestima Rusia. Mă rog, asta ni se induce nouă. De vai, țăracii, n-au echipament de iarnă. Că îl are cancer, că îl dau jos... Dom'le, dar nu trebuie, cine. Alin, gândește-te că se discută de Mircea Geoană, că ar fi bolnav. Înțelegi? A venit omul până la conferință de presă tuns la zero, domne, ceva nu e în regulă, că ar fi suspect de cancer limfatic, de exemplu. Dar asta s-o facă presa, că, mă rog, presa poate specula. În rest, eu am sentimentul că foarte mulți oameni politici se comportă ca redactorii într-o gazetă. Iar guvernele sunt gazete pe cale de a ieși pe piață. E fără precedent, e lipsă de lideri. Spune-mi și mie, unul, doi lideri în care crezi. M-am uitat la ăla din Marea Britanie, indianul ăla. No. Ce da, dar știi ce apreciez la ăștia? Și la Putin, și la Biden, alege? Și la Zelensky ăsta, și la... Așa. Bine, rău, cum fac ei până la urmă pentru noi, păi ei fac. Încearcă toți să tragă scuza pentru națiunile lor. Asta e ungurul la fel, adevărat. Erdogan la fel, mă rog, Bulgaria e ghiocel ca și Polonia la fel, Franța la fel. Mai numai noi stăm așa, vorbim de orice altceva în afară de țara asta. Noi stăm în afară de, că la un moment dat a venit madame nu, a vorbit domnul Iohannis în Parlament, parcă. Păi o fi vorbit. Printre mare altele lucru. De mare lucru prezența femeilor în viața publică și așa da. Mai departe. Și, domnule, femeile din Ucraina, din nou, Ucraina, femeile din Ucraina, ce bună figură au făcut în perioada asta grea pentru poporul ucrainean. Domnule, da, vorbește de femeia din România, bat-o, da, noroc vorbit, să o bată. Vorbit, Alin.
De care? Și femeile din România vor avea au și ele procent, procent da. În procent. Politică. Procent. Acum punem procentele. Nu știu cât la sută din deputați, viitorii deputați, senatori, vor trebui să fie femei. Dom'le, dacă sunt capabile, nu trebuie să le pui așa. Adică atâția țigani să fie atâția români, atâția unguri. Dom'le, dacă e capabil romul ăla, ungurul ăla, să ocupe loc de da, Lin, milițian, dacă, jandarm. Dacă din start nu-i dai voie să candideze la o femeie, că de da. Jos în sus tu crezi că e o înghesuială din partea femeilor de... pe o să mai, vedem. Mai că n-aș crede. O să vedem. Deci aș și femeia a apărut în politica lui Iohannis. În... Da, să nu uităm un lucru. În general, la, general românul la, e misogin. La PNL când și... apare vreo femeie, ce spune românul? De multe ori. Uită, domnule, și la asta, în loc să stea la cratiță sau mai știu cum. Noi suntem misogini. Avem exemple bune. Codruța Căveșii. Da, aia nu a ales-o poporul. O ales-o, nu ales-o psihologii, nu știu cine a ales-o. Corina Crețu. O bună. O pus mâna pe ea domnul Iliescu. Adică, mă rog, o pus mâna pe ea ăla de la NATO. Nu, dar nu, eu nu-i dădeam conotație de genul nici ăsta. Eu. A fost într-o relație așa. Foarte bună cu Ion Iliescu. Sunt, sunt diverse femei care fac figură în politică. Doamna Corina Crețu chiar e o fată isteață. Este. Spre deosebire de multe altele care apar pe la televizor, tot felul de... Este, da. Doamne, de-astea... Pe de altă parte, trebuie să te gândești că... Un sex appeal la un moment dat foarte pregnant. Război, nu... Elena Udrea, de exemplu, a devenit o amintire. Acolo a fost așa, un amestec de sex appeal cu... Orice poți să spui despre Udrea, că proasta nu e. Da, repet, a devenit o amintire în ceea ce înseamnă politica din România. La fel doamna Muscă, dacă mai țin. Da. Bine, aia voluntară, aia s-a retras. Elena Udrea a fost acuzată de retrasă. Colaborare cu securitatea sau ceva de genul ăsta. La vremea aia, da. Deci da. Nu te gândi... A mai rămas ceva de spus de Maramureș? Ba, n-am aprofundat subiectul. Așa. Preotul din nu știu ce stat împreună cu preoteasa... sau nu știu. Primărița din nu știu ce sat a jucat banii la jocuri de noroc, nu? Parcă. Poate ne ajută Cristi de la cameră. La jocuri de noroc? Da. Și a fost banii din ce? Din Perșee de la... sau de unde? Nu știu. Banii publici, habar n-am. Banii, nu. Pentru încălzire. Banii pentru încălzire. Banii pentru încălzire de la biserică? Banii sau? Nu, de la primărie, nu știu, primărița de nu știu de unde, de la noi. Nu știu. A jucat banii pe nu știu pe unde. La jocuri de noroc? Da. Și s-a lăsat frigul după ce a apărut potul și s-a dat rezultatul. Cam fel de Maramureș, mă rog. Mie mă amintește asta de jocurile de noroc de la Monte Carlo. Locul în care un mare scriitor rus și de fapt un mare scriitor al lumii, Dostoievski, și-a pierdut toți banii. Vezi că nu ai voie să vorbești de Fiodor Mihailovici Dostoievski. Pardon, că nu e pe linie. Atenție. Asta e treaba lor. Ai grijă să nu... O pierdut la Monte Carlo, Alin, o pierdut să se supere. O pierdut toată averea pe care o avea. Și-a avut puterea să se refacă, să se ducă înapoi după vreun an de zile și să câștige poturi după poturi și să cumpere cazinoul respectiv. Da. Locul unde el și-a trăit, numai când ieșea și amintea, de câte ori n-a vrut să se sinucidă, pierzând în cazinoul al cărui proprietar era deja. Da, cam asta. E o poveste și asta. Așa că rău, poate și că primarul putem. Și primării sau cine s-o fi jucat să continue. Poate o pierdut atunci, ori să mai vină alți bani
trebui să câștige data viitoare. La așa noi, e la, așa e la jocurile de noroc. Să pun deja lumini de Crăciun, la noi e pace și prietenie. Și noi am pus în studioul ăsta improvizat lumină pentru filmare. Așa că stăm bine. Da. Mulțumesc tare mult, în primul rând, telespectatorilor, nu în ultimul rând, lui Marian Ilea. Atât pentru astăzi. Ne revedem la o nouă ediție specială, deci din Baracă. La revedere! Numai bine!